De frică să nu fie luați pe nepregătite, reprezentanții Consiliului Județean Prahova au început deja pregătirile pentru momentul în care va ninge. Licitația pentru dezăpezirea drumurilor din județ este acum pe SEAP, iar întreaga procedură trebuie finalizată până la finele lunii octombrie. Într-adevăr, activitatea de licitație am început-o mult mai devreme, astfel încât să nu ne mai prindă pregătiți, în sensul ca ofertanții să aibă timpul necesar să-și doteze bazele de dezăpezire, să-și aprovizioneze necesar, cu necesarul de sare și de nisip. În Prahova sunt aproximativ 1000 de kilometri de drumuri județene. Tocmai de aceea, anul acesta a fost împărțită în 4 zone, ținându-se cont de specificul fiecare zone, zona sud, est, vest și centru-nord, fiind cunoscută zona de sud cu probleme privind viscul. În acest sens, și dotarea cu utilaje de specialitate s-a făcut astfel încât să facă față la eventuale probleme care sperăm să le depășim. Anul trecut au fost mai multe sectoare de drum scoase la licitația pentru dezăpezire. Anul trecut au fost 13 sectoare, în speranța că vor veni mai multe firme care să participe la această activitate, însă, spre surprinderea generală, au venit firme mult mai puține și s-a dovedit că există un interes din ce în ce mai scăzut din partea prestatorilor pentru această activitate, pentru că se face cu un efort foarte mare, se plătește numai intervenția, nu se plătește staționarea și dotarea. Pentru activitatea de dezăpezire, anul acesta Consiliul Județean Prahova a alocat suma de 9 milioane de lei cu TVA.